Bun găsit, om drag! Numele meu este Maria Claudia Voci și îți spun bun venit la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Și intrăm direct în subiect, avem o temă foarte interesantă astă seară, alături de invitatul meu special, domnul Constantin Barbu. Bine ai revenit, Constantin! Bună seara, Maria Claudia! bine v-am regăsit, dragii telespectatori! Mulțumesc că ești din nou alături de noi și că aduci în seara asta o temă cu totul și cu totul specială și este exact despre gansuri speciale. Spune-ne despre ce gansuri ne vorbești astă seară. Astăzi am ales să aducem acest subiect, am promis că o să discutăm despre aceste gansuri speciale și o să le prezentăm atât cât putem la televizor. De obicei nu putem să prezentăm toate informațiile și e bine ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Astăzi discutăm despre cele trei proiecte de cercetare pe care noi le-am realizat împreună și cu ajutorul comunității noastre plasmatice din România. În urma donațiilor pe care noi le-am obținut în asociație și a afecțiunilor pe care membrii comunității noastre le au, am primit această îndrumare, această recomandare să începem să realizăm gansuri speciale pentru, cum am spus noi, pentru zona capului. Aici lucrăm pe partea, este gansul de superinteligență, care arată așa, o substanță ușor maronie, depinde cum văd oamenii, dar la noi apare o substanță ușor maronie. Apoi, al doilea proiect de cercetare este gansul pentru regenerarea oaselor, articulațiilor măduvei osoase și arată ușor gălbui. Iar ultimul proiect de cercetare este gansul pentru regenerare și tratament stomatologic, adică pentru zona orală, gură, măsele și așa mai departe. Despre aceste trei gansuri speciale, noi acum le deschidem ca oamenii să le înțeleagă și bineînțeles îi așteptăm la cursurile noastre unde pot să învețe toate detaliile de realizare cu toate ingredientele. Iar pentru această emisiune am zis, am hotărât să le luăm ca și descriere, ca și beneficii pe rând. Da. Înainte de a intra în descrierea gansurilor, ai spus că oamenii se pot înscrie la cursuri. Prin ce metodă? Cum pot ajunge? Prin site? Da. Site-ul deja apare pe ecran, plasmaromania.ro, acolo sunt informațiile pentru public. Sunt grupurile noastre de studii unde se găsesc aceste informații pe WhatsApp, pe Telegram, pe Facebook. Ne găsesc foarte ușor Plasma România. Și invităm să acceseze unul dintre cele trei cursuri pe care noi le oferim pentru a învăța toate detaliile, toate ingredientele și o parte din detalii și din construcția acestor reactoare o să le predau aici acum. Foarte interesant. Cu care dintre gansuri vrei să începem? O luăm exact așa cum au fost și manifestate. Gansul de superinteligență. Acest gans. Am început cercetarea în timpul pandemiei. Am avut și o întâlnire cu domnul profesor Constantin Dulcan, unde am schimbat și cu colega noastră, doamna doctor Liana, unde am schimbat câteva informații asupra regenerării creierului, creșterea memoriei, deci în principiu, din câte am învățat din tehnologia spațială CASH, dacă știm să lucrăm cu zona capului, practic absolut toate elementele ce țin și au legătură cu creierul nostru și cu emoționalul nostru se pot echilibra. Și am studiat și câteva cărți științifice unde am găsit ingrediente atent selecționate. Avem peste 30 de ingrediente în acest gans special atent selecționate care aduc un necesar de informație, de energie, de câmpuri în jurul capului.
Noi ce, ca și aplicare, ca să termin și pe aceea să intrăm din ce în ce mai profund în subiect, ca și aplicare, noi nu folosim acest gans intern. Da? Deci gansul sau apa plasmatică, noi avem aceste coronițe, le spunem. Noi practic un furtun din plastic, nu silicon, pentru că siliconul, aplicațiile cu gans în care conțin silicon, elimină hormonii din piele. Tocmai de aceea noi recomandăm oamenilor să întrebe sau să, dacă au de la alte persoane, să întrebe exact brățări, tot felul de pandantive, tot felul de lucruri, pentru că știm că sunt comercializate, să întrebe dacă gansul este într-un silicon. Dacă e în silicon, să arunce practic acel obiect. Folosim, cel mai simplu este furtunul și pentru noi acest furtun conține acest gans. Și aplicarea este una foarte simplă, deoarece ingredientele și gansul în sine este foarte puternic la nivel energetic. Noi punem acest furtun pe cap 21 de minute, timp de 21 de zile. Asta este aplicarea la această coroniță. După aceea se face pauză 10 zile, se aplică iar luna viitoare 21 de minute cu 21 în 21 de zile. Nu trebuie să facem nicio activitate fizică. Dacă ne uităm la televizor sau citim o carte, este de ajuns. Pentru a face gansuri speciale, aici este nevoie ca oamenii să-și creeze în primul rând un spațiu sigur, să-și curețe energetic, dacă știu și au pus, dacă nu, să curețe spațiu energetic și să fie într-o poziție echilibrată emoțional. Adică să nu facă gansuri în momentul în care sunt nervoși sau sunt stresați, sunt agitați. Să lase o zi, două, trei, să se ducă această energie și să revină. Înainte de a intra practic în detaliile privind obținerea acestui gans, te-aș invita să ne spui încă o dată și așa mai pe larg, care sunt beneficiile folosirea acestui gans? Toate gansurile speciale pe care le prezint, cele trei gansuri speciale pe care le prezint, sunt deja expuse pe site-ul nostru la secțiunea inovații gans, da, Plasma Art. Beneficiile, deci la absolut toate gansurile, pentru că lucrăm prin puterea plasmatică a gansului de CO2, în momentul în care noi avem gansul de CO2, lucrăm pe echilibrare emoțională și pe reducerea durerilor. Acesta este pachetul. Gansul de CO2 este conectat și cu gansul de zinc, asta înseamnă regenerare neuro. Pe lângă ingredientele pe care noi sunt atent selecționate și lucrează pe regenerare, lucrează pe îmbunătățirea capacităților, cel puțin persoanele care le-au testat, pentru că noi prezentăm acest proiect de cercetare pentru că avem rezultate. Aceste proiecte de cercetare au ajuns, aceste dispozitive, deci practic acest furtun este un dispozitiv. Din luna decembrie, pe site-ul nostru au început oamenii să comande, să le testeze și să ne transmită testimoniale, împărtășiri de stări. Noi am persoanele care au primit aceste coronițe, îmi spun că visează și își aduc aminte visele. Da? Unii au diferite afecțiuni și nu o să intru în afecțiuni, dar se pare că afecțiunile care sunt la creier se reduc. Da? Încep să se reducă în intensitate. Observăm, pentru că lucrăm cu centre private medicale, vrem să colaborăm cu cât mai multe centre private medicale unde noi să transmitem aceste dispozitive din resursele noastre și ei să testeze cu aparatura pe care o au în centrele medicale, să testeze pe pacienți. Și noi primim feedback. Avem feedback-uri primite de la centre medicale private din București, Sibiu, Piatra Neamț și Vatra Dornei, unde persoanele care noi colaborăm sunt în comunitatea noastră, terapeuți, psihoterapeuți și așa mai departe, nu le vine să creadă că un simplu furtun pus pe cap reușește să echilibreze și să rezolve afecțiuni care sunt foarte greu de rezolvat. Și asta în timp foarte scurt, într-o lună, în două luni, depinde acum și de afecțiune. Deci, întotdeauna noi recomandăm, este un protocol pe care noi îl oferim de utilizare și contează foarte mult intenția în care oamenii pun această coroniță pe cap.
Dacă ei știu că au o afecțiune, atunci aș pune intenția să lucreze pentru acea afecțiune, dar aceste dispozitive și tot ce facem noi nu sunt dispozitive pentru fizicalitate. Sunt dispozitive pentru conexiunea fizicalității, ca oamenii să-și deschidă inima și să se conecteze la nivel de suflet. Și sufletul știe mai bine decât orice doctor ce afecțiune este în corpul fizic. Și tocmai de aceea noi echilibrăm în primul rând, primul rând vedem acest corp emoțional că se echilibrează. Oamenii sunt mai liniștiți, primim răspunsuri că pe lângă că visează, capacitatea memoriei se îmbunătățește, circulația sângelui se îmbunătățește, metalele grele se elimină din corp și vedem și colagenul începe să se echilibreze și alte afecțiuni pe care nu pot să le prezint momentan la televizor, la post național de televiziune. Pentru că sunt foarte puternice aceste substanțe și lucrează pe toate aspectele noastre. Noi spunem că aceasta este făcută cu intenția de a crește superinteligența, de a dezvolta abilitățile noastre latente. Noi ne naștem cu abilități care nu sunt hrănite, nu sunt cultivate, nu sunt antrenate și ele stau într-o poziție latentă, nu se dezvoltă. Prin intenția ta și prin echilibrare emoțională, oamenii încep să perceapă gândurile altor persoane, încep să se conecteze cu alte ființe, încep să simtă că au energie și că această energie o pot transmite, deci au viziuni. Tocmai de aceea noi am transmis aceste informații în protocoalele noastre, pentru că urmărim și alte efecte, nu urmărim doar efectele la creier și ce se întâmplă cu starea neurologică a persoanei. Noi urmărim totalitatea ceea ce se întâmplă cu fiecare persoană în parte, în funcție de cât de încărcați suntem de energie magnetică și cât putem să scoatem pe energie gravitațională. Da. Și acum poți să ne spui cum ar putea oamenii să realizeze acest gans? Vorbim despre cel de superinteligență? Toate gansurile au la bază reactorul de CO2. O să vedeți poze în care o să vedeți niște bobine. Eu am adus aici două plăci. Una este de nanocupru și una este de zinc. În momentul în care realizăm un reactor și aceste metale și se unesc, sunt legături speciale făcute cu LED. Distanța între ele să fie de 5 cm, deci 3-5 cm, nu mai mare. Deci ăsta este cum vedeți și aici în poză, puteți să faceți diferite formații, adică să faceți în formație cruce. Da? Eu înăuntru aici am folosit în acest reactor, am folosit bobină, o bobină mare și o bobină mică. Și o bobină mare se duce nord-sud și cealaltă mică se duce est-vest. La fel, oamenii să țină cont și de această poziționare geografică a reactorului, pentru că contează de unde vine soarele și unde se duce soarele și e bine de urmărit acest aspect chiar în momentul în care facem aceste reactoare. În primul rând, este nevoie ca oamenii să facă procedura de nanoacoperire la sodă caustică, pentru că la sodă caustică avem această poziționare gravitațională a nanomaterialului. Bineînțeles, pot să încerce și nanoacoperirea la foc, dar acolo o să fie o substanță puternic magnetică, adică să ofere foarte multă energie. Și noi s-ar putea să avem nevoie de mai mult gravitațional, adică să absorbim energia, o afecțiune care se dezvoltă în noi, dezvoltă o energie magnetică și atunci este nevoie să venim cu o substanță gravitațională. În momentul în care spațiul nostru este curat energetic, intenția noastră de a produce nanomateriale pentru gansurile speciale, avem o bucată de zinc, apă cu sare. Acum eu le recomand persoanelor care fac reactoare, mai ales de CO2, să stabilizeze dacă pot reactorul, sarea din reactor la 8,9%.
aceasta este nivelul de sare în sânge. Da? Și atunci comunicăm cu sângele nostru prin poziționarea atentă a sărurilor. Aici se pot adăuga foarte multe săruri. Acum depinde și studiul și pentru ce se face acel gans, care este intenția, pentru ce faci, pentru oase sau faci să produci ce, pentru ce afecțiune. Atunci vei ști exact și ce să pui la nivel de săruri, pentru că unele săruri nu interacționează bine cu o afecțiune pe care tu vrei să o procesezi. Deci, în primul rând, contează sărurile, neiodate, bineînțeles, și contează conexiunea pe care tu o faci, deoarece conexiunea la reactor, aici vedeți un alt tip de conexiune prin sârme multifilare de 1, cred că sunt, sârme multifilare făcute bobinuțe, unde acolo avem o interacțiune în care producem CO2. Depinde cum realizează oamenii aceste conexiuni, deoarece foarte mulți oameni care sunt la început confundă gansul de CO2, care este o culoare gri-crem, cu gansul de zinc, care are o culoare albă. Și noi trebuie să producem acest gans crem. Și atunci ținem cont de legături, ori putem să facem legătura aceasta nano, ori putem să facem legătura prin LED, dar contează foarte mult distanța dintre nano-cupru și tabla de zinc sau sârma de zinc. Deci se poate folosi tablă de cupru, tablă de zinc, sârmă de cupru, sârmă de zinc. Una trebuie să fie nano, neapărat. De obicei se face cu nano-cupru. În momentul în care noi avem intenția pusă, noi le recomandăm mamilor să încerce să pună un distanțier sub reactor, deoarece avem câmpuri și sub acel recipient. În momentul în care noi facem aceste reactoare, noi avem o echipă, eu lucrez, de exemplu, cu logodnica mea, ea are anumite abilități și noi percepem câmpurile, discutăm despre lucrurile astea, verificăm lucrurile astea. Pe lângă percepția aceasta care o avem în mod natural, ne conectăm cu fiecare element pe care noi îl introducem. Mai există varianta să verificăm aceste informații și ingrediente prin știința radiesteziei. Și atunci, ca să verificăm încă o dată ceea ce noi percepem, noi mai folosim și ANSA, de exemplu. Da? E foarte rapid, avem încredere și verificăm ceea ce introducem acolo. Contează foarte mult, deci după ce avem reactorul, știm intenția, contează foarte mult când vrem să realizăm acest reactor. Adică vrem să realizăm de lună plină, lună nouă, de echinocțiu, de solstițiu, da? Deci de ziua ta, de ziua, nu știu, de ziua Pământului. Tu hotărăști foarte, și e foarte important, eu de exemplu lucrez pe lună nouă, luna plină pe mine mă agită, mă dezavantajează energetic și nu lucrez pe luna nouă, pe luna plină. Și atunci caut în apropierea lunii nouă, dacă sunt pregătit cu toate materialele, bun, atunci fac pe luna nouă. Și în general, evenimentele noastre, dacă le urmăriți, sunt în zona de luna nouă, în perioada de luna nouă. După ce avem spațiu energetic, contează foarte mult. Nu contează dacă aveți animale, noi avem o pisică și nu avem nicio problemă cu pisica, din contră pisicile sunt foarte prietenoase cu aceste câmpuri și o să observați că s-ar putea pisicii sau căței sau păsările ce aveți, s-ar putea să se apropie de reactor mai mult, pentru că simt această energie divină care vine, această energie benefică. În momentul în care dăm drumul la reactor, e bine să avem ingredientele. O studiu asupra ingredientelor, asta le explicăm în cadrul cursurilor, cum se face un studiu asupra ingredientelor, pentru că nu facem o ciorbă cu de toate, nu punem acolo toate ingredientele care ne trec nouă prin cap și mai ales nu punem cantități foarte mari. Lucrurile astea sunt foarte atent gândite, pentru că mai întâi avem nevoie ca reacția să înceapă, adică se va produce acest gans crem în reactor. Așa cum vedeți în imagini, apare o substanță care se depune, acela este gansul crem.
Și în general se verifică după câte zile se depun ingredientele. Pentru că este nevoie ca acest gan să crească în maturitate. Nu poți să pui, l-ai văzut în prima zi, imediat hai să adaugi ingrediente acolo. Pentru că el n-a ajuns la o maturitate. Dar e ca un copil acest gans. Și dacă nu știi cum să lucrezi cu el, copilul acela nu se dezvoltă. Adică tu vezi, pui substanțe acolo, dar nu se dezvoltă în mod natural. Și după câte zile ar fi optim să se adauge acele ingrediente? O întrebare de 5 euro, cum spune, normal după 3 zile. Deci minim, noi ce am văzut din cele 3 gansuri pe care le-am făcut, minim 3 zile, maxim se poate duce la 6, 9, 7 zile, 9 zile, depinde. Noi avem și niște trucuri ale noastre în care mărim producția de gans și asta le explicăm oamenilor la curs. Pentru că cei oamenii care vin la curs vor să și practice ceva și atunci le spunem tot secretul și cum pot ei să producă foarte mult gans într-un timp foarte scurt și în 2 săptămâni să realizeze un gans sănătos special. Și mai am o întrebare. Cei care nu au acel simț al elementelor și nu au nicio ansă la dispoziție, cum pot să măsoare? În general, oamenii care realizează aceste substanțe, da, au nevoie de o conexiune foarte bună la nivel de suflet, pentru că prin intuiție vei primi acel și prin informațiile pe care noi le prezentăm sau sunt prezente pe alte grupuri, alte site-uri, deja rezonezi sau nu rezonezi cu o anumită procedură și atunci te duci pe acea procedură și când te duci, te duci 100%. Noi când facem aceste reactoare, noi dăm 100% încredere că noi suntem conectați cu acel reactor. Dacă nu avem încredere în ceea ce facem, noi transmitem această intenție și noi suntem legați prin ADN cu aceste reactoare. Adică aceste reactoare, da, sunt făcute pe noi cei care am lucrat pe echipa noastră de cercetare. Pentru că noi am stat cu ele, noi le-am produs, noi le-am trimis intenții și vedem că avem rezultate. Deci contează intenția și mai contează puritatea sufletului. Sunt mulți colegi de-ai noștri care au făcut și fac reactoare, fac substanțe colorate sau ce vor ei, dar efectele nu sunt cele dorite, nu sunt benefice. Pentru că puritatea sufletului, intenția lor este să vândă astfel de, să vândă cunoașterea și nu reușesc să aibă înțelegerea aceea profundă asupra ceea ce fac acolo. Noi le explicăm, acestea sunt informațiile din 2017-2018, gansurile speciale, cu ce prezentăm acum. Dar avem foarte mulți oameni care sunt noi în comunitate și încercăm să le explicăm acum de la A la Z, pentru că avem rezultate. Dacă nu aveam rezultate, nu prezentam aceste lucruri pentru că era clar că noi nu am înțeles prea multe. Dar dacă noi am înțeles puțin cât din ce ne-a fost dat și oamenii au rezultate, noi avem încredere că cei care vor urma cursul nostru vor ajunge la rezultate. Să spune. Dacă ar fi să, nu știu, să decidă oamenii vis-a-vis de, adică fiecare este conștient de ce poate și de nivelul lui la un moment dat. Sper că cei care ajung să lucreze cu gansurile au această, măcar această pornire de a deveni conștienți. E posibil ca mai, adică tu recomanzi ca mai întâi să apeleze mai degrabă la voi, să ia o croniță, de exemplu, și să-și echilibreze câmpurile sau să folosească gansurile înainte de a... Noi nu vrem să ținem oamenii lângă noi. Noi vrem ca oamenii să studieze, noi le prezentăm aici o mică parte din înțelegerea noastră, să participe la curs, că la curs vin informațiile 100%, aici oferim 50-60% din informații. Dar noi nu vrem ca oamenii să vină lângă noi să studieze ceea ce noi oferim. Noi vrem ca oamenii să învețe și să fie ei independenți, să nu mai aibă nevoie de medicamente, de terapii și de toate lucrurile acestea. Nu să noi să devenim fabrică pentru ei. Pe noi nu ne interesează lucrul acesta. Noi facem aceste aplicații, aceste dispozitive în stoc limitat
Și le facem tocmai pentru că ne asumăm partea aceasta de cercetare. Noi nu suntem doctori și asta le explicăm oamenilor, noi nu suntem doctori, dacă voi aveți încredere în ceea ce noi facem, noi nu vedem și respectați recomandările pe care noi le oferim, nu are nimic, nu are niciun efect advers. Dar există și persoane care aplică aceste substanțe și nanomateriale și tot și nu țin cont de recomandări. Noi avem câteva recomandări clare transmise de la Fundația Cash. Adică nu aplicăm pe persoanele care au transplant de organe, cei care au bypass sau tije metalice în corp, nu în gură, dacă sunt anumite lucrări dentare. Deci tije metalice mari. Sau persoane care au sisteme electronice. Da? Nu recomandăm să facem, că aplică ei acasă, asta e treaba lor, dar noi când oferim un lucru, ni-l asumăm și le transmitem oamenilor, uitați, sunt și rezultate și dacă doriți să aplicați, noi vedem că sunt rezultate. Dar vreți să învățați? Asta pe noi ne interesează, ca oamenii să vină să învețe și să scăpăm noi de, să mergem mai departe. Pentru că am făcut, am cercetat și mergem mai departe la următorul subiect în lansurile speciale. Adică toți cei care sunt chiar și la început de drum, dacă vin la cursuri și primesc îndrumare din partea voastră, reușesc, practic, să facă niște gansuri funcționale. Ei fac gansuri funcționale pentru că noi le explicăm absolut tot. La baza gansurilor speciale, când cei or să vină la curs, o să vorbesc de câteva gansuri care sunt la fel speciale și care sunt incluse în aceste gansuri de superinteligență și de oase și așa mai departe. Există gansul de calciu. Fără gansul de calciu nu poți să te apropii de gansurile speciale, pentru că în structura noastră umană are la bază calciu. La fel există gansul de magneziu, la fel există gansul de aur, la fel există gansul de hemoglobină. Și o să mai facem o altă emisiune în lunile viitoare, în săptămânile viitoare, unde o să discutăm despre gansurile esențiale, adică gansul de calciu, gansul de magneziu și gansul de hemoglobină. Fără aceste trei gansuri realizate, oamenii nu au înțelegerea totală să facă un gans pentru oase sau pentru superinteligență, pentru că n-au înțeles ce conține corpul nostru. Noi mai avem gans de aur, deci astea sunt lucrurile pe care eu le pot spune la nivel de gansuri și aminoacizi, bineînțeles. Dar sunt alte ingrediente organice, tot felul de săruri și tot felul de alte elemente, materie organică, plante, pe care noi le explicăm cum am făcut noi și chiar dacă noi le spunem oamenilor ce ingrediente avem, le dăm lista, noi le-am dat lista persoanelor care ne-au susținut cu donații. Asta a fost înțelegerea. Vrem să facem gansul pentru superinteligență, pentru oase și așa mai departe. Cei care ne-au oferit donații, noi le-am pus la dispoziție lista de ingrediente. Dar ei ne-au răspuns, păi și când să pun și cum? Vino la curs în față să faci, că e clar că dacă pui întrebările astea nu știi, vii la curs să înveți, dar în fund, niciun gans, luăm aceleași ingrediente, facem aceleași proceduri, gansurile vor fi diferite la nivel energetic. Pentru că contează foarte mult reactorul, contează câtă sare pui, contează ce nanomateriale ai, că sunt table sau sunt bobine, contează în ce perioadă a lunii faci sau a anului, contează unde ești poziționat. Unii fac la mare, unii fac la munte. Unii au, e deficit de, e alt oxigen, ai alte elemente în aer pe care tu le obții, pentru că noi în acest gans de CO2, noi spunem că este gans de CO2, dar pe lângă gansul de CO2 mai vin și alte, cel puțin 21 de elemente, elemente rare, nobile, pe lângă calciu, magneziu, zinc care le avem, dar sunt și elemente rare care le absorbim din atmosferă. Și acum depinde ce are fiecare în atmosferă. Da, coleg, bănuiesc că oamenii nu or să meargă special la mare sau la munte ca să-și facă un gans, să-l facă acasă, unde sunt ei. Da, vedem diferențe, reactor de sticlă sau reactor din plastic. Contează toate aceste lucruri și asta încercăm să le explicăm la cursuri, să le dăm încredere în primul rând și să le explicăm tot, dar ei să decidă, pentru că și aceste ingrediente pe care le luăm din farmacii naturiste sau din alte locuri, contează
câte unități. Luăm un element, nu știu, luăm, să zic, zahăr, da? Nu contează ce element e. Și câte unități are zahărul? E de 1000 sau de 500 de unități? Da? Deci toate lucrurile acestea contează, plus că, la fel, de unde le achiziționăm, ce firmă le produce, de unde sunt, sunt din China sau sunt din India. Și toate lucrurile acestea contează la sfârșit ca să ai un ingredient care se apropie de o putere de cel puțin 100%. Deci cumva după 80%, iar apoi urmează și o tehnică în care tu energizezi acel gans și contează foarte mult starea emoțională a omului, pentru că vedem că se imprimă această energie în structura gansului. Și vrei să ai un gans cu o energie puternică maximă, dacă se poate. 100%, tu vrei 100% să ai beneficitate optimă. Cam aici este gansul de superinteligență. Deci memorie, pe partea aceasta memorie, tot ce ține de creier, dar pentru afecțiunile acestea dure, să zic așa, cele mai grave afecțiuni, care noi le considerăm că sunt la creier și nu pot să le discut, nu pot să le dau nume exact în emisiune, noi nu aplicăm gansul de superinteligență. Culme. Deci, chiar dacă se adresează asupra creierului și afecțiunea este la creier, noi ne ducem la următorul gans, gansul de oase. La gansul de oase noi vedem o beneficitate, pentru că, la fel, gansul de oase are partea emoțională inclus, are sângele inclus, are calciu, are magneziu, și atunci se face foarte rapid conexiunea de la oase, unde s-ar putea să am o paralizie sau ceva, imediat ajungem la creier cu această informație. Și noi vedem rezultate, cel puțin asta văd terapeuții, și noi le recomandăm oamenilor să învețe să facă gansul de oase, de gansul special de oase, pentru că aici ajungem să procesăm afecțiuni care sunt mai dure. Da, afecțiuni care s-ar putea doctorul să nu găsească, noi s-ar putea să le reducem. La fel, noi nu suntem doctori, dar vedem o acțiune foarte bună. Dintre cele trei gansuri, cel mai mult a fost testat gansul de oase. Pentru că articulații, menisc, ligamente, și noi le recomandăm oamenilor, dacă până acum am discutat de un furtun, acum la gansul de oase procedura este în felul următor. Aici vedeți o sticlă de 0,5. Această sticlă ajunge la voi. Această sticlă conține apa plasmatică de la gansul de oase. Voi ce faceți? Aveți un bidon de 2 litri sau de 5 litri, vărsați această apă, agitați, apa voastră de izvor, apă plată, nu contează, ce aveți voi, cea mai bună apă, și după aceea luați pungi cu zip, pungile acestea care se închid ermetic, și luați material natural. Se găsesc la vete de viscoză, în comerț, la magazine, peste tot, de cartier, și se taie, se fac pansamente mai mici și pansamente mai mari. Deci că plasma, puterea ei plasmatică mai mare, comunică cu puterea ei plasmatică mai mică. Și atunci, asta poate să fie o aplicație. Aici, că stau cu ea, cu una pe cap aici și mai stau cu una, mă pun aici la gât, asta consideră altă aplicație. Că punem la membre, una pe parte, una pe altă parte, noi spunem că ne cablăm. Deci se introduce apă, se introduce ADN-ul tău. Și în furtunul acesta, noi le recomandăm oamenilor ca ușor, ușor să scoată furtunul de aici, că nu e lipit, și să-și introducă salivă, pentru că e ADN-ul lui. La pansamente spunem în felul următor. Dacă faci pentru tine și e doar pentru tine, scuip direct, pui salivă direct în sticlă și atunci gansul se conectează cu tine, apa plasmatică, da? Puterea plasmatică. Și atunci, dacă faci pentru altcineva, puteți să faceți din această apă, deci din 5 litri și jumătate de apă plasmatică, că devine apă plasmatică, puteți să faceți câteva sute de astfel de pansamente. Pentru, să zic, un neam întreg, da? Cu verișorul, cu mătușa, cu bunica. Da, și bănesc că din sticluța asta fiecare primește și își pune atunci, poate să primească, sau e cineva, e nepotul care e mai tehnic, își cumpără pungi cu zip mari și mici, la vete de viscoză sau material textil, pansamente, ce vori să bage înăuntru, natural,
și realizează pentru toneam. Și ei fiecare acasă primește câte 10 de astea, noi spunem că câte 10 de astea cam ajung. Da? Uh-huh. Fiecare pui saliva. Desfaci asta, pui saliva. Aha, deci și atunci fiecare are setul lui. Uh-huh. Și ce faceți? Vă uitați la televizor. Te uiți la televizor, citești o carte, procedura este la fel, 21 de minute, 20 de zile. Sunt extraordinar de puternic. Această apă este extraordinar de puternică, valabilitatea ei este de un an de zile. Își pierde ușor, ușor din putere, dar un an de zile aveți putere maximă. La coroniță e diferit, aici avem și puțin gans înăuntru. Când se usucă aici, valabilitatea este nelimitată. De ce? Pentru că apa asta la un moment dat se va usca din interacțiuni și va rămâne gansul uscat înăuntru, care are o putere energetică mai mare. Și atunci, chiar dacă el este uscat, plus că oamenii mai pot să-și pună pietricele înăuntru, tot felul, adică pot să adauge și ei pe ce simt ei înăuntru, uh-huh. că vrea să-și pună cristal de coarț sau, nu știu, habar n-am. Uh-huh. Îi lăsăm pe oameni să cerceteze. Dar pansamentele sunt un real ajutor, sunt foarte simplu de realizat și fiecare are setul lui. Nu le amestecăm pansamentele mele cu pansamentele altei persoane, fiecare stau separat și punem, hai să zic 21 de minute, hai să zic o jumătate de oră. Puteți să puneți și oră, sunt oameni care ne-au spus, am pus și oră. Plasma nu va face o interacțiune mai mare decât poate să suporte, pentru că tu primești, stai în câmpuri, practic îți pui pe cap, pe umăr, pe gât, pe picioare, pe genunchi, pe tălpi, pe peste tot și stai întins, nu faci nicio mișcare, stai întins și vei simți cum lucrează această plasmă. Vei simți energie caldă, înseamnă că te energizezi. Vei simți energie rece, înseamnă că gravitaționalul absorbe din energie, pentru că aceste pansamente, acești plasturi, sunt magnetici și gravitaționale. Este posibil să vedeți că sunt oameni care au testat cel puțin gansul de CO2 înainte și au pus la un picior, am mai discutat cred că de locul ăsta, am pus la un picior și la celălalt nu și-au pus. Unul simți că e obosit și celălalt simți că este foarte ușor, că este odihnit. Deci noi încercăm să le explicăm oamenilor, tu ai o afecțiune la genunchi. Nu pune doar la genunchi, da? Pune peste tot, pentru că puterea plasmatică este foarte mare și lucrează pe mai multe zone, pe care tu s-ar putea să nu le știi, că uh-huh. mai ai niște deficiențe. Sunt persoane care au pus și coronița și au pus și pansamentul. Atunci lucrurile au fost mult mai interesante, mult mai interesante, mult mai susținute. Așa lucrează terapeuții noștri, da? Lucrează și la cap și la picioare. Ce observăm ca și beneficii? Observăm că aceste câmpuri plasmatice, aceste câmpuri plasmatice interacționează nu doar în zonă. Punem plasturile pe mână, dar interacționează și cu creierul nostru, interacționează și cu genunchiul. Deci, cumva gândim în totalitate. Două plasturi nu înseamnă că acționează doar în zona în care tu ai pus. Sunt efecte și asupra organelor, culmea. Deci noi lucrăm pentru oase, dar vedem efecte asupra organelor, vedem efecte asupra sângelui. Vedem efecte asupra durerilor, blocărilor de... Sunt persoane care ne-au spus, eu nu puteam să întorc capul de foarte mult timp, mă durea, mă ținea, nu... Am pus plasturile ăștia exact cum mi-a spus, protocolul, am folosit protocolul și eu acum sunt bine. Deci efectele vor apărea. Secretul care este? În acest gans de calciu, cei care știu și au studiat cu domnul Cash afecțiunile, osteoporoză la oase și așa mai departe, au înțeles că nu gansul de calciu este cel care singurul care trebuie realizat și cel care ne ajută cel mai mult. Pentru că te gândești că osul are nevoie de calciu. În studiul pe care domnul Cash l-a prezentat, arată că măduva noastră este cea care susține osul. Dacă măduva este sănătoasă, osul este sănătos și cel mai important, și asta observăm, sistemul nostru imunitar. Deci, noi am creat o substanță, noi spunem gans pentru oase și așa, dar ea lucrează pe, și pe sistemul imunitar.
pentru că din studiul pe care l-am realizat cu, din informațiile publice, se pare că măduva interacționează ca și aminoacid. Deci, cum vedem noi? Avem măduva și avem osul. Avem aminoacidul și avem fizicalitatea. Avem fosfor și avem calciu. Și se pare că în momentul în care noi am adăugat, cum vedeți și în poza aici, este acest, este gansul de la superinteligență, acest gans maro, deci colectăm și aminoacid, nu doar gans. Se pare că în momentul în care noi avem aminoacidul acelei, avem aminoacidul măduvei atașat, măduva începe să-și revine. Măduva, dacă măduva își revine, își revine osul. Dacă își revine osul, își revine ligamentul, după aceea meniscul, după aceea osteoporoza și alte și alte lucruri, pentru că totul se regenerează în noi, pentru că crește sistemul imunitar. Da, spune. Da, mă gândeam că poate fi folosit acest gans și pentru afecțiuni mai grave pe care nu le putem Noi asta vedem. Noi asta am observat și încercăm să testăm, să vedem cine are încredere să testeze. Avem câteva cazuri care le-am trimis la, și la copii și așteptăm să vedem ce se întâmplă după aplicare. Avem cel puțin doi copii în Timișoara care avem sub supraveghere, dar pe noi ne interesează foarte mult dacă am putea să ajungem la analize, să facem cercetare fundamentală cu cele trei gansuri și să vedem ce se întâmplă pe analize, să vedem ce se întâmplă pe aparate recunoscute medical, recunoscute științific, pentru că noi vedem interacțiunea aceasta că regenerează. Aveam o persoană care, soția unui terapeut, care trebuia să ajungă la operație de ligamente. Da, la genunchi. Genunchiul a zis stop, trebuie să mă operați, așa a spus doctorul și doctor cu experiență, și a zis hai să aplicăm și voi ce, hai să aplicăm acești plasturi. Nu-i venea să creadă, după o lună de zile, în care, bineînțeles, a mers cu piciorul, deci nu a fost o persoană care a stat sedentară. A avut activități fizice, a aplicat acești plasturi și soțul are aparate de biorezonanță și așa mai departe. Nu i-a venit să creadă că după o lună de zile 60% din structura genunchiului se regenerase. Deci dacă știm ce să punem, cât să punem în jurul nostru, celulele noastre ce fac? Se bucură, comunică, interacționează și transmută energia, pentru că ele sunt îngreunate de alte energii și ușor, ușor transmutarea aceasta se întâmplă și apar efecte benefice asupra corpului. Iar noi, în cursul pe care îl avem cu gansul pentru oase, le explicăm oamenilor necesitatea și de ce este bine să producem acest gans de fosfor și cum ei îl pot produce foarte ușor la prețuri de, nu știu cât, 100 de lei. Da? Pentru că este necesar și trebuie după aceea, este necesar să știi exact cât gans de fosfor se pune în funcție de cantitatea de gans pe care tu ai în reactor, pentru că nu poți să pui iarăși foarte mult fosfor în gansul de CO2, pentru că ce e prea mult, iarăși nu-și face efectul. Și noi am găsit, având de această echipă, lucrând cu persoane, cum lucrăm de obicei cu persoane cu abilități, persoane care simt, văd și verificăm și aceste lucruri cu radiestezia, în România este destul de cunoscută și folosită, cumva obținem o substanță în care vedem că ne aplicând în interior, deci nu aplicăm absolut nimic în interior, celulele noastre noi ne regenerăm. Este foarte interesant să vedem dacă o să avem bani, să mergem să vedem ce se întâmplă la nivel de telomeri. Pentru că eu cred că acest gan se apropie și pe parte automat, dacă lucrează pe sistemul imunitar și vedem că o persoană, cel puțin, prin aplicare, zona s-a regenerat 60%, cât spune aparatul de biorezonanță, noi credem că această substanță are efect și asupra telomerilor. Și tocmai de aceea aplicăm conștient. Aplicăm conștient și aplicăm în porțiuni de timp clare, adică niște fractali în care atât are nevoie, 21 de minute este absolut suficient ca corpul să
absorbă această energie. Tu dai afară plasturii de pe tine și celulele tale ce încep să facă? Încep să crească în energie și încep să rămână, să stocheze această energie plasmatică și să rămână cu acest echilibru. Și atunci, ușor, ușor, afecțiunile și lucrurile care sunt acolo de rezolvat, ușor, ușor, pentru că tu revii și a doua zi și a treia zi, faci un proces complet de 21 de zile. Este o procesare în care vedem efecte atunci, în timpul 21 de zile, dar cele mai frumoase procesări se întâmplă după 21 de zile. Pentru că dacă reușim să facem analize și medicale, noi o să observăm larinichi, o să observăm ficatul, o să observăm inima. Deci toate organele noastre vor primi această energie benefică, pentru că noi nu ne adresăm doar osului. Noi ne adresăm structurii, în special sunt elemente care ne regenerează oazele, dar nu la oase vrem să ajungem noi, că dacă îi spuneam un gans pentru regenerarea măduvei osoase, oamenii nu înțelegeau. Da, dacă le-am spus gans pentru oase, articulații și măduvă, atunci oamenii au înțeles că ne adresăm acestor aspecte. Da, și oricum plasma fiind inteligentă acționează în sensul în care noi avem nevoie. Este inteligentă, da, dar nu aplicăm iarăși la persoanele care au tije metalice în corp, bypass, transfer de organe. Deci, la fel, nu aplicăm. Dacă ei vor să aplice, e treaba lor, nu e recomandarea noastră. Pentru că acel metal din interiorul corpului interacționează cu plasma noastră și acel metal se plasmatizează. Asta este efectul. Adică acel metal devine un superconductor. Și tu ai o bară de oțel, ăla devine un nano-oțel. Dar nano-oțelul, el o să facă exact cum se întâmplă și pe tabla de cupru, da? El o să facă, pe deasupra, la nivel nano, se face ca un burete. Și atunci carnea noastră interacționează și rămâne în acel burete. Dacă tu vrei să scoți acea tijă, o să te doară și doctorul o să ia și cu puțină carne de acolo. Da? Deci asta este. Și vedem oameni care au aplicat și nu au plasme de atâția ani de zile și nu au avut probleme, dar sunt și oameni care au aplicat și au avut dureri, pentru că a început acest proces plasmatic. Te duci la cineva în casă și stai și are acolo plasme, obiecte, dispozitive, nu se conectează nimic cu tine, dar tu când știi că ai această informație și aplici pe tine, atunci vezi dacă te doare. Noi recomandăm să fie oamenii să fie puțin atenți la să înțeleagă de ce nu aplicăm pe partea cu tijă, la fel și cu sisteme electronice. Plasma comunică și cu sisteme electronice și s-ar putea să oprească acel sistem electronic, să-l plasmatizeze și să aibă alte interacțiuni acolo. Numai el nu o să mai poată fi folosit pentru scopul care a fost creat, pentru că interacționează cu plasma și nu știm ce se va întâmpla și numai de aceea nu recomandăm. Da. Mai sunt persoane care au aplicat acești plasturi în jurul patului. Deci noi avem 8 ore când dormim fiecare, 6, 8, 10 ore. Noi avem o perioadă de timp care sufletul călătorește, da? Noi avem altă treabă, iar corpul fizic rămâne aici și noi putem să facem procesarea asupra lui. Și sunt persoane care au aplicat și au rezultate, au aplicat chiar și la pătuți copii. Crește imunitatea, nu mai răcesc, deci se întâmplă și acolo lucruri bune. N-au nicio afecțiune, da? Copiii sunt sănătoși sau părinții sunt sănătoși, dar au zis, bine, dacă lucrurile astea funcționează și e totul așa cum prietenos, hai să punem și în jurul patului. Putem să punem în jurul patului? Da, puteți să puneți în jurul patului. Pentru că se creează o oază de plasmă în camera ta în care aceste ingrediente interacționează cu tine, ca și cum ai mânca în timp ce dormi. Adică primești o energie care te ajută. S-ar putea să te trezești mai fără dureri, s-ar putea să-ți aduci aminte visele. Depinde cum se lucrează, la fel ca și coronița, poate pune la capul patului. Nu o să interacționeze mai mult plasma decât ai tu nevoie. Deci asta e un lucru valabil. Da.
Știu că în cazul coroniței există acea recomandare să nu avem în preajmă dispozitive electronice care să emită radiații. Cum este legat de celelalte gansuri? E La aceeași toate la fel, da. restricție? La toate la fel. În general, tot ce facem, nu ținem lângă telefoane, nu ținem lângă surse de televizoare și așa mai departe. Deci tot ce este electronic, avem un sertăraș unde ne punem aplicațiile cu plasmă, în general. Da, mă gândeam la ideea de a le pune lângă pat, în jurul patului, dar dacă în cameră există și televizoare sau, eu știu, alte. Cu siguranță în cameră există fire electrice, plasma comunică cu toate firele electrice. În general, noi recomandăm ca aceste aplicații să stea, dacă poți să le pui să le vadă soarele, le energizează, le dinamizează, dar nu le dă putere mai mare, le dinamizează, exact cum ai face, ai învârti apa. Da? Nu-ți creează decât o energie mai, îți Mai actualizează, practic, proaspătă, mai proaspătă, da. da. Nu recomandăm să se pună noi oferim două coronițe, așa am hotărât, să oferim doar câte două coronițe la fiecare set și nu recomandăm să puneți coroniță peste coroniță. Pentru că tu ești cu energia ta, persoana cealaltă cu energia ei și atunci separăm aceste coronițe, fiecare cu sertarul lui plasmatic sau cu cutiuța. Mai vedem iarăși o persoană care ne-a contactat, ne spunea că a aplicat tehnologia în trecut, că a avut niște brățări cu plasmă de la cineva, nu le mai are, s-au stricat și că el are o necesitate, are o sensibilitate la radiații electromagnetice. Îl doare capul, nu mai vede bine, se întâmplă ceva. Și am zis, zic, nu avem brățări, nu ne ocupăm cu lucrul ăsta, dar zic, pentru ce ai tu, eu îți recomand coronița. Și m-a contactat după 2 săptămâni că a folosit coronița, că lucrurile deja s-au îmbunătățit, că nu-l mai deranjează radiația de la telefon și radiația de la lucrează cu software și așa mai departe. Și că una din coronițe a pus-o pe televizor. Sau, mă rog, pe noptieră, să zic așa, da? În fața televizorului. Și că efectele sunt foarte bine și nu-l mai deranjează aceste. Deci sunt oameni care folosesc aceste coronițe, aceste, da? Folosesc și pentru uz exterior, deci pentru armonizarea mediului. Una o ține pentru cap și una a pus-o lângă televizor pentru că în felul ăsta el a văzut că sunt rezultate, că se absorb câmpuri, el funcționează bine. N-am mai avut dureri de cap și ne bucurăm că oamenii cercetează și alte aspecte. Noi le recomandăm lucruri clasice, dar ei pot să studieze și să ne spună și nouă cum au mai avut rezultate. Da, foarte interesant. Cumva acea coroniță pusă în fața televizorului ecranează Da. toată radiația și Da, și a venit și a mai luat încă două coronițe pentru că vrea să mai pună pe acolo. Și am zis, bine, dacă tu te simți bine și ești în regulă după un timp așa de scurt, să vedem ce se întâmplă mai departe cu tine, că na, la fel, ținem sub observație pe grupul nostru. Cam aici ajungem la, cam aici se termină gansul de oase. Foarte interesante informațiile. Mai avem încă un gans și ultimul realizat. Gansul pentru regenerare și tratament stomatologic. Avem nevoie, din ce ne-a transmis Fundația Cheș, există posibilitatea ca noi să regenerăm dinți, da? Să crească și al doilea rând, și al treilea rând de dinți, și al patrulea, și al cincilea, depinde cât sunt pe planeta asta. Asta dacă găsim ingredientele necesare pentru regenerare și să le punem în apropierea zonei de regenerare. Astfel, noi am creat acest gans care la fel nu se aplică intern, este uz extern, în care doi plasturi puși, la fel se oferă o sticlă cu apă, faceți iar sute de plasturi și poți să stai pe parte, când stai pe pernă, pui unul mare, unul mic, la fel,
Asta e cea mai, asta e cea mai simplă variantă. Nu știu, am mai găsit alți colegi, au mai pus un șnur, un acela din plastic, ca să nu stea pe pernă. Noi recomandăm să stea și pe pernă, e foarte ușor de aplicat. Acest gans este cel mai puțin testat. Sunt doar două persoane care au rezultate. O persoană care este terapeut și avea sângerări gingivale, doctorul de luni de zile nu-i găsea un remediu și au aplicat foarte multe și a zis hai să vedem, ce putem face cu acești plastri. Mi-a confirmat că după o lună de zile, după ce a aplicat în perioada aceasta, sângerările au dispărut. Pentru a regenera dinții, da, este nevoie să ținem cont ca canalul, măseaua sau dintele să fie gol, adică să nu aibă cioturi de la urmele din, de la alte rânduri de dinți și să nu aibă alte lucrări dentare. Putem să aplicăm, pentru că este o întrebare comună în comunitate, dacă se poate aplica dacă avem implanturi dentare. Da, se poate aplica dacă avem implanturi dentare, nu este nicio problemă, dar ideea este că ce tip de metale avem acolo, înăuntru, da? Deci contează foarte mult iarăși ce metale s-au folosit, pentru că înainte de, știu că se mai foloseau amalgamuri cu mercur sau cu alte elemente, deci trebuie să știm exact și ce metal au. Dacă se aplică, aceste plasturi, cumva ar trebui să crească densitatea de calciu, ar trebui să avem o respirație sănătoasă și dinții noștri, gingiile, practic să se întăresc. Acolo unde sunt mai ales copii, în care au mănâncă multe dulciuri, da? Uh-huh. Și încep carile, este ușor de aplicat acest protocol, pentru că la fel 21 de minute, 21 de zile. Dar oamenii să nu se gândească că în două luni de zile le cresc dinții acum gata, nu? Dar în 3 luni de zile de aplicare, 3-4 luni de zile de aplicare, s-ar putea să vedeți noul dinte că iese. Asta ne arată și Fundația Cash. Fundația Cash are o aplicație prin câmpuri în care au reușit la mai mulți copii și la mai multe persoane să, pe o perioadă lungă de timp, nu ni s-a dat perioada de timp, dar până într-un an de zile, este doctorul Azar, doamna doctoriță Azar pe stomatologie în New York, doctor iranian, care a prezentat aceste rezultate pentru că a primit din partea fundației aceste dispozitive care de la distanță reușesc să regenereze plasmatic. Noi facem lucrul ăsta prin plasturi, pentru că la fel ingredientele sunt atent selecționate și lucrează special pentru zona dinților, gingiilor și așteptăm să vedem exact mai multe rezultate, să vedem dacă și noi reușim cel puțin cu o persoană sau două persoane să aplice corect protocolul și 6 luni de zile să vedem că apare un rând nou de dinți. Tocmai de aceea invităm pe oameni să respecte protocolul, adică să golească canalele sau au o zonă unde poate să crească și să aplice acest cu intenție și cu ADN-ul lor pus, să aplice cu intenție și cu ADN-ul lor pus acești plasturi. Lucrează, bineînțeles, și pe partea emoțională. S-ar putea, la fel, dacă aveți dureri de măsele sau de dinți, acești plasturi reușesc foarte rapid să elimine acele dureri. Noi le vedem foarte utile, ar fi în cabinetele de stomatologie, în sala de așteptare. Până intri la doctor sau în trusa ta de prim ajutor, e bine să ai apa plasmatică și lavetele și punga lângă tine să aplici aceste câmpuri. Pentru că se face rapid transfer de câmpuri. Dar așteptăm să vedem mai multe rezultate pe acest gans de stomatologie, pentru că am putea să aducem ceva nou în această zonă, să ne gândim că putem să regenerăm și al doilea și al treilea rând de dinți sau să ne întărim gingiile, dinții noștri să se mineralizeze, pentru că există posibilitatea ca dinții noștri care se mișcă, avem o persoană care la fel
se mișcau dinții și a aplicat foarte rapid și s-a întărit gingia și nu mai e nevoie dintele ăla să-l scoți. Deci nu vă gândiți întotdeauna să eliminați lucrurile care se mișcă, ne gândim să întărim acea zonă fizică prin câmpuri plasmatice, pentru că ingredientele sunt atent selecționate și sunt extrem de puternice, plus că avem la fel, avem și gans de aur, cred că sigur avem gansul de hemoglobină, avem o listă întreagă de ingrediente, de cel puțin 20 de ingrediente pentru acest gans. Noi le recomandăm oamenilor să vină la cursuri, dar ori să vadă la cursuri ce ingrediente avem și cum le-am poziționat noi și cât costă, pentru că să producem aceste gansuri a trebuit să avem un fond de donații din partea comunității, cărora le mulțumim și ne întoarcem la comunitate cu rezultate. Da, foarte interesant. Spuneai că pot să folosească acest gans și cei care au implanturi. Ce efecte pot să mai obțină cei care au implanturi, având în vedere că nu mai pot crește dinți sau nu știu? Pot să întărească gingiile, pot să întărească ceilalți dinți naturali. Uh-huh. Deci... Și poate apărea inclusiv efectul de a crește un dinte? De a crește dinți? Noi cu această intenție am făcut. Deci intenția noastră a fost pentru regenerare, în primul rând, stomatologică. Deci regenerarea dinților. Dar pentru a regenera este nevoie să avem canalul gol. Și de răbdare. Deci nu, și la șopârlă îi crește coada dacă o rup, dar nu crește într-o oră. Deci este un proces natural în care noi cu aceste trei tipuri de gansuri, dacă oamenii testează pachetul complet cu cele trei tipuri de aplicații, cu două ape și două furtunuri, că pentru că noi asta oferim, o să ne spună ei, adică aplicațiile sunt așa de, puteam să dăm aceste aplicații plasturi, dar am preferat ca să trimitem apa plasmatică, ca oamenii să învețe să facă ei plasturi și să învețe să dăruiască. Pentru că ai prea mult apă plasmatică pentru oase, ai prea mult și când cumperi o coroniță. Ai două coronițe, adică mereu te gândești la altcineva, mereu am pus acest aspect ca să le deschidem inimile oamenilor și să învețe să dăruiască. Pentru că noi sunt multe resurse din laboratorul nostru pentru ei și vedem efecte. Vedem efecte și ei or să vadă efecte asupra stărilor de bine. Deci nu lucrăm doar pentru fizicalitatea, asta încerc să le explic oamenilor, da. Și bineînțeles contează și planul emoțional. De ce au apărut aceste afecțiuni, ce afecțiuni vrei să procesezi, cum te înțelegi tu cu Dumnezeu sau cu Creatorul. Deci cumva îi luăm așa de la nivelul fizic, dar după aceea discutăm un pic și de partea aceasta emoțională, spirituală. Da, și se poate merge într-o direcție foarte profundă la nivel transgenerațional, pentru că, cel puțin pe zona asta de stomatologie, dinții noștri sunt legăturile noastre energetice și, energetice până la urmă cu strămoșii noștri. Eu nu știu asta. Da. Eu nu știu asta. Asta fiecare e nevoie când ne apare o afecțiune, cel puțin avem știința, informațiile de la profesorul Valeriu Popa, eu acolo mă duc prima dată și văd cauzele emoționale ale bolilor, da? Și încerc să văd care e programul care rulează la mine acum și e nevoie să schimb. Sau cel mai simplu, că asta discutasem și cu doamna doctor Azar când am fost la Linz, la simulatoarele, la o întâlnire pentru nave spațiale și explicam această cunoaștere, că uitați, fiecare afecțiune rulează un program și fiecare rulă. Și am mai zis în felul următor, da, e adevărat lucrul ăsta, că fiecare afecțiune rulează, dar mai departe de atâta ce este? Este o neîmprietenire sau o lipsa de legătură între tine și sursă. Uh-huh. Și atunci vrei să o iei prin toate direcțiile, de la subconștient, la conștient, la supraconștient, sau vrei să te duci direct la supraconștient? Adică cât timp vrei să pierzi cu înțelegerea asta? Și m-a bucurat să aud astfel de, să mă lumineze un pic, pentru că da, funcționează ceea ce
cauzele bolilor emoționale, funcționează. Dar nu e mai simplu să, decât să o luăm așa pe fiecare organ ce deficiență, fiecare afecțiune, nu e mai simplu să recunoaștem că toate lucrurile astea sunt, să le acceptăm așa cum sunt și să le transmutăm în iubire și corect, decât să dăm o grămadă de bani să învățăm tehnici de transmutări, de informații, idei și algoritmi, când algoritmul cel mai simplu ar fi de recunoașterea că tot ceea ce suntem, suntem perfecți așa cum suntem și să ne împrietenim cu sursa din nou. Corect, ca ea să ne readucă la starea de perfecțiune inițială, ca să zic așa. Da. În general, în univers totul este echilibrat. Mm-hmm. Noi complicăm lucrurile, noi dezechilibrăm. De ce? Ca să învățăm anumite afecțiuni. E de vină, găsim pentru afecțiunile pe care le avem, vina e vina lui X, e vina lui Y, că am mâncat nu știu ce, că m-au otrăvit, că nu e lucrul ăsta. Domnul Cash gustă substanțe nucleare, substanțe radioactive și n-are nimic. Da? Deci contează cât de multă lumină emanăm noi și cel puțin aceste substanțe asta fac, emană lumină și avem sori, mulți sori de lumină care sunt pe diferite aspecte. Dar cel puțin pe noi ne bucură că ceea ce am făcut pentru comunitatea noastră se întoarce la comunitatea noastră și ei beneficiază și au rezultate. Că nu a aflat multă lume, asta e, o să afle prin Capital TV și prin ceea ce facem. Dar cei care au aflat și rezonează cu noi și au testat și vor testa în continuare, noi nu garantăm rezultate, pentru că sunt și persoane care sunt așa închise, da? Sunt închise și e foarte greu de aplicat pe ei lucrurile. Nu recunosc, nu vor. Da, atunci e clar că nu putem să interacționăm cu ei. Corect. Fiecare are timpul lui, ca să zic așa, când este pregătit să primească, să schimbe ceva, să transforme. Noi vrem să mergem și mai departe. Următorul GANS, acum să vedem când o să avem timp, următorul GANS special este cerut cel pentru libido și funcția sexuală. Pentru creșterea potenței. De ce? Că suntem sănătoși acum, s-a echilibrat emoționalul și vrem să... să ne fie mai bine. Vrem să ne fie mai bine, să facă oamenii copii sănătoși și să dezvolte foarte multe alte interacțiuni și sexuale. Și atunci... cel puțin persoanele înaintate în vârstă vor avea posibilitatea, bineînțeles, dacă urmează și programul cu coronița și cu gansul de oase, pentru că nu ajungem direct la starea aceea, sunt persoane care nu o să mai intre la menopauză așa de repede. O să avem persoane la menopauză, nu știu, la 200 de ani, la 150 de ani. Asta fac aceste substanțe, ne țin în viață. Ne țin în viață, e ca și cum ai avea o basculantă de vitamine, minerale, mâncare bună, sănătoasă lângă tine și partea aceasta în care devenim fertil și la vârsta de 90 de ani, cum ni s-a arătat și domnul Cash a explicat acest lucru, o să fie un lucru normal. Deci nu facem un, facem un gans ca să creștem sexualitatea în țară. Facem un gans care să crească fertilitatea. Da? Să arătăm că putem să fim fertili pe o perioadă foarte lungă de timp. Se oprește această funcție pentru că este dezechilibrat organismul și emoționalul nostru. Nu că noi ar trebui, gata, până la 50 de ani facem copii, la 8 sau la 70 sau la 90. Asta ne zice domnul Cash și râde un pic și face și glume. Ce o să faceți voi când o să faceți copii la 120 de ani? O să vă mai simțiți atunci bătrâni sau tineri? Pentru că voi faceți acum copii la vârste foarte, foarte fragede. Și ce o să faceți când o să înaintați în vârstă? O să vedeți că plasma vă susține, vă regenerați? O să vă mai vină să faceți copii până în 100 de ani? Sau o să-i faceți după 100 de ani? Dar aceste aspecte sunt bineînțelese după ce se aplică tehnologia pe mai multe aspecte ale vieții. Pentru că domnul Cash vorbește de această cunoaștere pentru că este completă, pentru că a realizat tot ce se putea realiza până în momentul de față. Și ușor, ușor or să apară camere de regenerare și or să apară... Aici noi arătăm, v-am zis, noi arătăm acum cunoașterea din 2017. Acum
Nu mai lucrăm cu nanomateriale, nu mai lucrăm cu gansuri, da? Astea au fost ușor, ușor depășite pentru că acum lucrăm direct cu câmpurile, mai ales cu dispozitivele minima greu. Și această cunoaștere este aici pentru cei care vor să o înțeleagă și poate să fie replicată. Da, e frumos, faci gansuri, faci nanomateriale, faci substanțe, poți să transmuți ce... Pentru că la curs nu înveți doar să faci acel gans. La curs înveți să faci un gans special sănătos, da? Să ai rezultate. Uh-huh. Și atunci tu o să zici, păi stai un pic, că eu am învățat la curs să fac acest gans, dar eu pot să fac și gansul, pot să transmut. Că de fapt asta facem noi cu aceste gansuri speciale, sunt niște transmutări. Și atunci o să învățați să faceți transmutări de aur, de elemente de care voi aveți nevoie. Că nu facem gansuri de care nu avem nevoie. Chiar ne folosim de ele pentru că asta este situația, asta e înțelegerea noastră. Dar ce se întâmplă când noi o să punem această apă plasmatică să înceapă să se învârtă pe o bilă? Da? Vă puneți, aveți ventilatoare, tot felul de ventilatoare mici, mari și puneți o bilă. Cu o bilă de ping-pong cu această apă, noi nu v-am zis asta, acum le zic oamenilor, și să nu mai pună în plasturi. Uh-huh. Da? Pune o bilă de ping-pong care se învârte, găsesc ei varianta acum, noi să numesc reactoare dinamice, și o bilă care stă fixă de ping-pong. Și ei să stea între cele două câmpuri create. Și atunci o să vadă alt tip de efect. Nu mai e nevoie să punem aceste plasturi peste tot, pentru că câmpurile de la reactorul acela dinamic comunică cu câmpul de la bila aceea statică și atunci între ele stăm noi și celulele noastre simt acest lucru. Și dăm drumul la bilă să se învârtă o jumătate de oră și gata pe fiecare zi. Și nu e doar pentru tine, s-ar putea să fie pentru toți cei din jur, pentru că în bila aceea există ADN-ul tău, al lui X, al lui Y. Sau alu vecinul, pentru că bila poate să ajungă și cu câmpurile plasmatice și la vecinul. Îi trimiți o bilă de ping-pong, tu dai drumul la reactorul dinamic și spui, uite, eu am reactorul dinamic și pui la vecinul de la etajul 5, la vecinul de la etajul 6, sau poți să pui în jurul casei, poți să pui în jurul satului, poți să pui în jurul orașului sau în jurul țării. Vedeți, asta este frumos în cercetare, pentru că nu ai o limită, când înțelegi un pic din principii, poți să aplici la nivel micro la tine în casă sau poți să aplici pe toată comuna, pe tot satul, pe tot orașul. Da. Și dacă ar fi să alegem dintre cele trei gansuri pe care ni le-ai prezentat astăzi, să ne jucăm cu aceste bile, pe care ni-l recomanzi? În funcție de ce este nevoie. Nu aplicăm gansul, nu folosim gansurile, câmpurile, dacă nu avem nevoie. Uh-huh. Dacă starea mea de sănătate stomatologică este sănătoasă, clar nu o să aplic. Dar de ce să aplic? Da. Dacă sunt cu creierul emoțional stabil și memoria bună, clar nu o să aplic coroniță. Dacă oasele mele sunt flexibile, sunt mineralizate, clar nu o să aplic gasul. Deci întotdeauna noi folosim tehnologia doar dacă este nevoie de ea. Practic, ce prezentăm aici sunt materiale, dispozitive pentru spitale, pentru saloane de terapie alternative, pentru noua medicină a viitorului în care noi nu mai atingem omul. Îl punem între furtun, între plasturi și între bile care se învârt. Și putem să procesăm la mai mulți oameni deodată. Și atunci simplificăm procesul. Dar e necesar ca oamenii să aibă cunoaștere despre lucrul ăsta. Foarte puțini ori să facă gansuri, știm lucrul ăsta. Mulți se vor îndrepta către să le testeze. Pentru că E simplu să faci nanomateriale, dar necesită puțină practică. Și gansul acesta, ingredientele sunt scumpe, adică cumva am ajuns cu buget la un singur gans la 2000 de lei. Tocmai de aceea am cerut donații ca să realizăm, să alegem cele mai bune ingrediente, au fost scumpe ingredientele. Chiar dacă noi am folosit o singură pastilă de acolo sau un singur gram din acel element, nu ne-au mai rămas. Adică noi mai putem să realizăm și când o să avem posibilitatea să terminăm aceste gansuri, poate o să facem noile gansuri. Dar momentan avem destul. Nu are rost să mai facem încă 2-3 reactoare din fiecare gans. Asta poate dacă în România exista o necesitate, am avea o situație de urgență, pentru că putem să intervenim și în situațiile acestea de urgență în care
Există un cataclism, există o zonă în care oamenii au pățit foarte multe lucruri pe sănătate și putem să ne ducem cu plasturi ăștia în zonă, putem să ne ducem cu furtune, putem să ne ducem cu apa plasmatică în zonă și să ajutăm acei oameni, bineînțeles, dacă și ei vor. Asta se întâmplă acum, de exemplu, în Palestina, cu Fundația Cheș, unde ei trimit sesiuni de plasme, da, cu ajutorul internetului și conectează oamenii de acolo, din Palestina, și le oferă mâncare plasmatică, adică primesc foarte multe câmpuri. Asta o să discutăm și, și în emisiunea următoare, unde o să avem, unde o să mai punctăm aceste lucruri și actualizări de informații. Da, foarte interesant. Pe mine m-a impactat foarte mult ideea că acest gans de oase, cum îl numim așa pe scurt, poate să acționeze și la nivelul telomerilor, adică acea întinerire, reîntinerire, regenerare despre care ne-ai spus că plus practic că, da, vom plus putea că ajunge la vârste pe care nu le acum par incredibile. Fiind acest subiect gansuri speciale, la curs, noi învățăm pe oameni să facă gansul de telomer. Pentru că este, odată ce ai învățat să faci gansul special, tu poți să faci gans de ce vrei tu, da? De ce ai tu nevoie. Gansul de telomer se face extrem de simplu, dar e nevoie să știi exact de unde să ții ingredientele și ce ingrediente. Și, slavă Domnului, avem farmacii naturiste și au deja ingredientele cu telomerii deja pregătite. Deci, la cursuri se învață foarte multe, de foarte multă informație predăm. Dar este interesant când sistemul nostru imunitar se îmbunătățește, pentru că apar alți parametri, gândim altfel și ne simțim și altfel. Și în casele noastre, cel puțin oamenii care au plasturi, gansuri, reactoare prin casă, oamenii aceia nu sunt oameni bolnavi. Nu avem foarte mulți colegi care să aibă afecțiuni de lungă durată, pentru că aplică aceste substanțe. Și da, arată, cum vedeți în poză, arată colorat. Fiecare substanță arată colorat. De exemplu, aici este un gans de superinteligență, aici este gansul de superinteligență și arată așa colorat pentru că avem gansul de hemoglobină și a înroșit. Celălalt gans care apare următoarea poză are și gansul de hemoglobină, care este roșiatic, o să vedeți în următoarea poză când o să dea din regie, dar apare turmericul. Ia uitați, da? Și apare această culoare aurie, foarte frumoasă. Da? Deci unele ingrediente colorează foarte mult structura gansului și e foarte interesant dacă aveți animale prin preajmă ce se va întâmpla cu ele când lucrați aceste reactoare, pentru că vor sta foarte mult prin preajma acestor reactoare și oamenii care dorm în cameră cu astfel de reactoare, aici este gansul de stomatologie, cel pentru dinți, și este ușor roz. Gansul de stomatologie este ușor roz pentru că ingrediente, au fost foarte multe ingrediente de culoare albă și a fost gansul de hemoglobină care are o culoare roșiatică și nu am pus la fel foarte mult și ne-a oferit această culoare roz. Și conexiunile contează foarte mult. Asta încercăm să le explicăm oamenilor, secretele noastre și rezultatele noastre în cadrul cursurilor. Da. Mai avem câteva minute la dispoziție. Ce ne poți spune, așa, ca o concluzie? Ca o concluzie, oamenii au posibilitatea să învețe să se unească doi, o persoană care este bună tehnică, o persoană care este bună, nu știu, poate vede, e terapeut, poate simte câmpuri, poate. Noi întotdeauna le recomandăm oamenilor când lucrează la gansuri speciale să nu le facă singur decât dacă au 100% cunoașterea și să formeze echipe în care țin și de partea fizică, partea tehnică, bobine, să fie cineva acolo, dar să țină mai mult partea aceasta a câmpurilor. Poate cineva care poate să verifice se verifică și de la distanță cu radiestezia, nu neapărat trebuie să fie în echipă, să ceară cumva și o altă părere. Să vadă dacă e bine să facă în perioada aia a săptămânii sau dacă cât să țină substanțele, cât să țină ingredientele înăuntru,
cât, ce ingrediente să pună, cât să pună, când să pună și cum să pună, pentru că la fel toate lucrurile astea le pot obține ca rezultate, ca răspunsuri de la alte persoane care percep câmpurile și sunt obișnuite să lucreze în câmpuri. Oamenii pot să învețe cele trei gansuri de bază, dacă le aplică toate cele trei, eu consider că starea de sănătate a oamenilor, indiferent de ce afecțiune au, deci indiferent, pentru că am văzut puterea acestor gansuri, se va îmbunătăți. Unele afecțiuni vor dispărea complet și unele afecțiuni se vor îmbunătăți după 2-3 zile, cel puțin partea aceasta de dureri vedem că se îmbunătățește, se reduc durerile. Și bineînțeles, dacă vrem să vedem partea de întinerire, avem ultimele poze, dacă le pot să fie puse în regie, cele cu piramida, pentru că noi oferim posibilitatea în București, avem o colaborare cu un centru de spa, unde am introdus aceste gansuri în aceste centre și avem piramida aceasta este cu gansuri de superinteligență. Și se recomandă undeva, este o sesiune de 60 de minute sau 90 de minute, dacă nu vă grăbiți, în apă sărată, sare de magneziu, plutire gravitațională. Sarea de magneziu este puternic gravitațional, absoarbe plasmele noastre, deci nu mai este nevoie să introducem în apă aceste substanțe, pentru că noi lucrăm prin câmpuri. Și atunci sunt trei bazine, astfel de bazine în zona Vatra Luminoasă în București, unde avem cele trei gansuri speciale montate, depinde în ce bazin vrei să intri. Bineînțeles, într-o sesiune o să ai anumite beneficii, dar dacă urmezi cel puțin trei sesiuni, o să observi densitatea minerală, ce se va întâmpla, starea ta emoțională, oboseala, stresul și mai ales starea ta sufletească, pentru că ce observăm este că în momentul în care lucrăm cu aceste gansuri speciale, omul se calmează, omul se liniștește, pentru că absorbim această energie care este în exces. Și invităm alte centre de spa și de relaxare care vor să colaboreze cu noi, să introducem tehnologia spațială, să o testăm. Analizăm fiecare proiect de cercetare experimentală și putem să ne adresăm unei game foarte mari, pentru că acesta este un sistem al viitorului în care, chiar dacă este apă, chiar dacă nu e apă, efectul este garantat. Deci noi i-am spus Georgianei, care este proprietarul acestor bazine, i-am spus: tu dacă stai aici, spui un scaun sau spui un izopren, ceva, o pătură, tu o să ai aceleași efecte, mai ales că este și forma de piramidă, dar în general, da, este un efect mai intens cu apa. Și în centrul acesta avem și un dispozitiv magnav universal, pentru că aceste transmutări de energie tu vii acolo cu foarte multă energie, da? Plasma transmută, dar mai avem și un dispozitiv magrav universal care ajută și este de plasmatizat acest centru, pentru că noi testăm de mai mult timp aceste gansuri și câmpurile plasmatice de la acest dispozitiv reușește și plasmatizează absolut tot centru. Și atunci oamenii vor simți că vor simt această energie, plus că terapeuții de acolo, pentru că se fac și masaj, folosesc aceste câmpuri plasmatice de la dispozitivul Magrav Universal în terapiile pe care le realizez. Deci venim cu o aplicație completă în acest domeniu de relaxare. Și aici este un alt sistem, deci sunt trei sisteme diferite pe care oamenii pot să le studieze, să le cerceteze. Da? Lucrurile astea. Sunt sportivi care vin, pentru că este aproape de Stadionul Național. Sunt sportivi, nu vreau să dau nume, sportivilor care intră în acest centru, pentru că ei știu cât de important este ca după un antrenament să te recuperezi. Noi acum venim cu tehnologia spațială, care nu interacționează decât dacă și cât este nevoie. Da? Noi spunem că 60 de minute este suficient pentru o sesiune. Dacă vor să stea 90 de minute, nu e nicio problemă. Da, foarte interesant.
Când vor apărea acele paturi medicale? Ai idei, ai cunoștințe despre asta? Când se vor... Paturile medicale... Când vor apărea și în România? Paturile medicale, te referi la medbed-urile acelea, marketingul acela, da. Paturile medicale nu vor apărea în viitorul apropiat, pentru că ele sunt deja pe pământ și sunt ținute secret de structuri care nu vor să ajute populația, ca să zic așa, mai diplomat. Structurile acestea medbed sunt dispozitive din nave spațiale și momentan, din informațiile pe care și noi le avem, nu se vor pune la dispoziție momentan până când nu se va curăța complet planeta de anumite energii și de entități. Cumva după 3, 4, 5 ani putem să ne gândim la aceste paturi, pentru că va crește și nivelul de conștiință al oamenilor. Momentan nu sunt toți pregătiți să vadă că o mână se poate regenera sau că un program emoțional se poate schimba de inteligență nu artificială, inteligența conștiinței universale, inteligența lui Dumnezeu. Noi spunem inteligență organică. Adică avem nu mai avem internetul care ne leagă pe Pământ, avem un internet universal, galactic, în care ne leagă cu alte entități. Prin aceste dispozitive și această conexiune se pot procesa afecțiuni în planul fizic cu ajutorul acestor dispozitive. Sunt medbeduri pentru regenerare, sunt medbeduri lichide sau uscate, cele mai avansate sunt cele lichide. Sunt medbeduri pentru care realizează, de exemplu, sunt ființe care ele sunt întrupate în nave spațiale și exact cum ați văzut în Avatar, se imersează acea ființă și apare în planul fizic cu un avatar, cu un corp. Deci sunt și aceste tipuri de medbed pentru relocări și mai sunt medbeduri pentru nașteri. Persoanele, se pare, și ființele avansate în nașteri, nu mai este nevoie să mai nască mama, da? Există un medbed care conține energia divină și acolo se transmută absolut tot ce e nevoie, acolo vine sufletul la transmutare și copilul crește în lichid, cum spunem noi, plasmatic, în care are toate elementele și el nu pierde legătura cu sursa în momentul în care s-a născut, pentru că se naște natural, în lumină divină, dar cu ajutorul unui dispozitiv și astfel în viitor nașterile vor fi total diferite și acesta este un medbed care va realiza acest tip de interacțiuni și acest tip de nașteri. Da, foarte interesant. Am văzut în filme ceva de genul ăsta. Da, ne așteaptă vremuri foarte frumoase, foarte interesante. Vremurile sunt frumoase, sunt interesante, da. Depinde pe ce ne focusăm atenția, exact, și exact. Intenția. Da, deci lucrurile sunt aici deja, lucrurile astea noi le discutăm de 10 ani de zile, deja le discutăm periodic la televiziune națională și să vedem ce ne rezervă în continuare, ce surprize ne mai face Dumnezeu, Creatorul. Da. Și apropo de conexiunea despre care vorbeai, care există practic între noi, conexiunea cu sursa și noi între noi suntem conectați, ține doar de noi să fim conștienți de asta, să devenim conștienți de asta. Da, pe asta se merge, cel puțin în ultima perioadă, conștientizarea că toți suntem unul, să nu ne mai rănim, să nu ne mai facem, să nu ne mai punem piedici și să ne susținem unii pe alții și să ne conectăm cu comunitatea universală și cu Creatorul, pentru că sunt ființe în jurul nostru extraterestri, cum zicem noi, și așa, noi suntem extraterestri, care abia așteaptă să se reconecteze cu noi și la nivel fizic, pentru că în 2-3 ani o să avem interacțiuni la nivel fizic unii dintre noi pe Pământ. Da. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile extraordinare pe care ni le-ai adus, ca de fiecare dată. Și, evident, te mai invit să revii cu noutăți. Ție, om drag, îți mulțumesc dacă ne-ai rămas alături până la final. Până data viitoare, ai grijă de tine. Te îmbrățișez cu inima. Pe curând!